2020 va rămâne în istorie ca anul în care pandemia a pus stăpânire pe întreaga omenire, iar tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul anului și-a pus amprenta și asupra activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Porolisum Sălaj. Încă de la începutul pandemiei, instituția a fost implicată nemijlocit în adoptarea unor măsuri, fiind nevoită să se adapteze cadrului normativ în vigoare și să execute misiuni în premieră în scopul protejării populației, a creșterii gradului de siguranță a cetățeanului, dar și acordării sprijinului autorităților abilitate. Pentru pompierii Sălaj, anul trecut a însemnat o medie de 15 intervenții pe zi. Anul 2020 a fost neobișnuit și dificil pentru că ne-a schimbat modul în care trăim, muncim și percepem ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pandemia prin care trece omenirea a influențat activitatea în toate sectoarele societății, redefinind obiectivele, strategiile și modul de acțiune. Astfel, o mare parte din resursele instituției noastre au fost direcționate în scopul respectării măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Inspectoratului nostru i-au fost atribuite, prin Sistemul Național Unic pentru apeluri de urgență 112, 11.025 de apeluri de urgență, în urma cărora au fost alertate sub unitățile proprii de 5.826 de ori, iar la un număr de 5.199 au fost alte situații care nu necesită intervenția structurilor proprii. În medie au avut loc aproximativ 15 de evenimente pe zi. Echipajele SMURD au asistat peste 4.600 de persoane, dintre care aproape 350 au fost copii. În anul 2020, echipajele SMURD din județ au fost solicitate în 4.241 de situații, iar distribuția evenimentelor în funcție de tipul de afecțiuni a fost următoarea. Prim ajutor medical la accidentele rutiere, 171. Prim ajutor la accidente feroviare, 1. Descarcerare, 71. Stop cardiorespirator, 234. 1.208 traumatisme, 1.854 de afecțiuni medicale generale, 131 de afecțiuni neuropsihiatrice, 135 de intoxicații cu diferite etiologii, arsuri 20, transport interclinic medicalizat 23, asistența persoanelor 30, epidemie 172, misiuni în sprijin 157, alte intervenții 6. Astfel, în total, în anul 2020 au fost asistate 4.633 de persoane, din care 4.290 de adulți și 343 de copii. Grație intervenției prompte a pompierilor sălăjeni, 45 de persoane au fost salvate în locuințele cuprinse de flăcări. În anul 2020, pe teritoriul județului Sălaj, s-au produs 368 de incendii. Stingerea incendiilor a fost asigurată de forțele ISU în 264 de cazuri, 104 au fost stinse în cooperare cu serviciile voluntare și private pentru situații de urgență, iar un incendiu a fost stins de către populație până la sosirea serviciilor de urgență. Pe timpul intervențiilor de stingere a incendiilor au fost salvate 45 de persoane. Din punct de vedere al cauzelor de incendiu, cele mai frecvente au fost de natură electrică 86, de natură termică 80, de natură mecanică 8, defecțiuni tehnice de proiectare sau exploatare 8, focul deschis 96, acțiune intenționată 10, fumatul în locuri nepermise 13, jocul copiilor cu focul 5, altele 11. Îndeplinirea obiectivelor din anul 2020 se datorează disponibilității și operativității forțelor și mijloacelor specializate ale pompierilor militari, diversității și complexității intervențiilor specifice, dezideratului apărării vieții, bunurilor, materiale și a mediului, precum și încrederii mari a populației în solicitarea unității noastre și în alte situații altele decât urgențele generate de incendii. Pentru că în perioada sezonului rece, numărul de incendii produse la locuințele și gospodăriile cetățenilor crește, iar pagubele materiale sunt de cele mai multe ori însemnate, pompierii vin cu câteva sfaturi. Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Porolisum al județului Sălaj, reamintește cetățenilor câteva măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece și anume: verificați sobele, canalele și coșurile de evacuare a fumului pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere.
nu folosiți alte materiale combustibile în afară de cele pentru care a fost destinată soba și evitați supraîncărcarea acestora, nu puneți în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile, nu stingeți focul din sobă înainte de a părăsi locuința, nu dormiți cu soba aprinsă, verificați integritatea aparatelor și a mijloacelor de încălzire electrice, decuplați aparatele de încălzire și a mijloacelor de încălzire electrice, nu lăsați copiii nesupravegheați cu soba aprinsă ori cu aparate de încălzire electrice în funcțiune.